Mama mea e icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. Și fața arsă de soare, pe care o curs la grămioare. Vin, măicuță, de departe, să-ți șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de oftat, măi, că prea mult m-ai așteptat, măi. Scumpa și draga noastră, bănuiesc că toată lumea asta frumoasă s-a adunat în jurul dumneavoastră pentru că sunteți omăgeată astăzi. Uite, aveți și vârsta frumoasă pe ușă, să vadă de la intrare. Și la femeile astea frumoase, cu suflet mare, cu inimă curată, cu cea mai mare plăcere noi venim să le felicităm cu ziua de naștere. Și vrem să vă întrebăm înainte de a vă da toate cadourile care le avem pentru dumneavoastră. Știți oare, doamna Zinaida, din partea cui vin aceste daruri frumoase? Din care parte? Trebuie să fie din partea fișorilor, a jinerilor, sau fietelor, cred că copiilor, toți copiii. Exact! Exact! Toți! Aici avem o surpriză dulce pentru dumneavoastră, primiți-o. Mulțumim frumos! Ce scrie acolo? La mulți ani, scumpa noastră, mamă! Exact! Exact! Scumpa noastră și draga noastră mamă! Și o sticlă de șampanie ca să meargă tortul bine. Și aici avem un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Draga noastră mamă, mamă soacră și bunicuță, în această zi te felicităm cu frumoasa ta aniversare, 56 de anișori. Nu există cuvinte de mulțumire care să exprime tot ceea ce faci tu pentru noi. Tu ne-ai învățat de toate, ne întâlnești și ne petreci de fiecare dată cu drag și dor. Unii sunt mai aproape de tine, unii sunt mai departe, dar toți te iubesc cu aceeași putere. Ai o inimă blândă și bună. Mereu ne-ai ajutat cu vorba, cu sfatul, cu povața, pentru că noi toți te iubim și te stimăm. Cea mai mare bucurie este să te vedem zâmbind mereu și cu bună dispoziție. Să știi că mereu ne este dor. Dar uneori depărtarea este mare între noi, dar ne închinăm până la pământ în fața ta și îți mulțumim pentru cadoul cel mai de preț pe care l-am primit de la tine, și anume viața. Tu ne-ai dăruit viață tuturor și noi deja te-am răsplătit cu nepoței. Să te bucuri de viață, să zâmbești, să fii mereu înconjurată de oameni buni, iar bunul Dumnezeu și îngerii să te păzească și să-ți fie mereu în preajbă. Dorim să te bucuri de viață, de succesele noastre, să ai o viață lungă și frumoasă, încoronată cu sănătate. Mulțumim pentru tot și pentru toate. Că te rogi pentru noi de fiecare dată să ne meargă bine. Și sperăm să ajungi până la a ține stră nepoții în brață. Mamă, tu ești ființa care niciodată nu cer nimic, dar meriți totul. La mulți ani, draga noastră! Mamă, mamă soacră și bunicuță! Cu drag de la copilașii! Tatiana, care mai aveți? Gavril, Ion și Valentina! Da? 4 copilași aveți! Ginerii, Andrei și ginerile Iura și nepoții, bineînțeles, Laura, Vasilică, Kira și Gabriel. Mulțumim frumos! La mulți ani, scumpa și draga noastră! Mulțumim frumos! Pentru Valentina? Sau se zice că a fost ziua ta pe data de 20. Așa este? Uite așa. Și pentru tine este un mesaj de felicitare. Bănuiesc că știi tu de la cine? Da. De la? De la fratele, cred că. Care frate? Gabriel. De la fratele Gabriel a zis un mesaj special pentru scumpa mea surioară mai mică. Te felicit din suflet cu ziua ta de naștere. Îți doresc să rămâi aceeași persoană minunată care ești și să ai parte de oameni la fel de minunați în jurul tău. Viața să-ți dăruiască numai bucurii și cer senin. Mulți ani fericiți și plini de sănătate. Să-ți păstrezi sufletul prietenos, drag și frumos, așa și cum îl ai. Să calci mereu pe trandafiri, pe flori nemuritoare, să ai în ochii tăi priviri ca razele de soare, să ai o viață ca în povești cu vise împlinite, să dărui celor ce iubești doar clipe fericite. Un buchet de gânduri bune și multe îmbrățișeri îți trimite fratele
Gabriel. Și a spus să-ți transmitem și o floare pentru scumpa și draga lui. Mulțumesc din suflet. Doresc și lui, că a fost și ziua lui tot. De mult. Pe 19. Multe realizări frumoase. Suntem ies o familie cât mai curând. Și cam la o nuntă, că mireasa aia ta e în grădină, e o grădă. Și te temirile. Fericit. Și mai este o fetiță, Tatiana. Și pentru Tatiana este un mesaj de felicitare. Dar știi tu, Tatiana? De la cine vine acest mesaj frumos? La frate, dar cred că mai mult la soț. El iubește să fac surpriză. Uite cum începe mesajul pentru tine, scumpa și draga mea soție. Uite așa, pentru scumpa și draga lui soție. Scumpa și draga mea soție, aș vrea din tot sufletul să te știu mereu sănătoasă, fericită, o mamă grijulie și o soție devotată, așa cum și ești. Îngerul păzitor să te însoțească în fiecare zi și oriunde și să aibă grijă atât timp cât eu sunt plecat. Te iubesc și te apreciez pentru tot ceea ce faci pentru familia noastră. Îți mulțumesc pentru susținerea și dragostea ta, pentru clipele mereu petrecute împreună. Te iubesc și te voi iubi mereu. Cu stimă și respect, soțul tău. Scump și drag, unde este el? Unii și frate. Da? Uite așa. Dar de la fratele tău, bineînțeles, cu o floricică, cum fără. Așa, pentru dulcea, pentru dulcea lui surioară. Le mulțumesc la amândoi, deosebi și soțul. Vreau să-i spun că l-așteptăm mărept de acasă, vii, și, nu știu, îi ducem dorul, sigur, că și copiii și toți. Vrem să-l știm și pe dânsul sănătos și să vii mereu de acasă. Asta e unica și îl iubim tare mult. Să dea sănătate îi dorim. Și de asemenea și fratelor totuși. Și mami, în ultimul rând, sănătate multă și la frați al Aișlanță. Și se scrie aici că mai este o fetiță, Virginia, aici. Ia, să vedem dacă ghicești tu de la cine sunt rândurile pentru tine. Cum a zis doamna Zinaida? De la Niri! Vreau să știi că fiecare zi poate fi o sărbătoare și surprizele le meriți în fiecare zi. Dar vine și ziua ta de naștere în septembrie, așa este? Pe 23 septembrie îți urez ca fiecare zi nouă să-ți umple sufletul cu fericire, bunătate și bucurie și multă inspirație. Să știi că ești frumoasă, abuzantă și veselă și așa să fii până la adânci bătrâneți. Să ai parte de o viață lungă, de uși deschise către succes, suficientă putere, fericire adevărată, sănătate și belșug pentru a-ți realiza toate scopurile tale. Chiar dacă eu sunt departe, tu să știi că ești în inima mea și în sufletul meu. Te iubesc foarte, foarte mult. Cu drag, mirile tău! Mirile tău frumos! Uite, pentru tine este o floricică. Cum o așa o floare să rămână fără floare? Și din torba cu dulciuri. Uite așa. Și pentru doamna Zinaida, acest buchețel de flori este de la toți copilașii dumneavoastră, dragi și scumpi, dar de la feciorul cel care-i departe. O floricică pentru altă floricică și, bineînțeles, dulciuri. Mari mama mâini pentru cadouri. Mulțumim frumos. Îi dorim sănătate, pași și să vii acasă, sănătos, voios, plin de bucurie. Toate realizările și visurile plinite. Atât le doresc sănătate. Mulțumim frumos și dumneavoastră că v-ați trudit și ați până la noi. Mulțumim frumos. Doresc mult sănătate și bă, alături de noi. Mulțumesc. Că ne trebuiești. Mulțumim. Și ești tu sănătate. Ești tu sănătate frumoasă. Și să poți încânte să împlinească. Da-i, Domnul. Mulțumim frumos. Tăcii mei bun. Ți-l om, tăi doresc. Îi mulțumesc frumos din suflet. Îi doresc sănătate, fericire, să aibă bucurie, să iei de la copiilor, cum am avut și eu. Și toate cele bune
numai bine în viața lor. Tot fără primejdii, fără spărare, să trăiască liniștit, să iubească unul pe altul, să bucuri și eu de ei și ei de mine. Mulțumim frumos în suflet. De-aș putea m-aș face vânt să-ți mângâi părul cărunt, măi. Toate florile din lume le-aș pune în a ta mână. Ai muncit pentru copii, măi, ai făcut din noapte zi, măi, și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune.